Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat zilele trecute controle la mai multe firme care își desfășoară activitatea în spații deschise în aer liber și au aplicat amenzi de 25.000 de lei. În zilele caniculare, cu peste 37 de grade Celsius în termometre, angajatorii sunt obligați să ia măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber, cum ar fi reducerea intensității și ritmul activității fizice, asigurarea minimum 2 litri de apă pe zi, a echipamentului de protecție, dar și alternarea efortului fizic. În zilele de 24 și 25 iulie au fost efectuate verificări în teren, fiind informați atât angajații cât și angajatorii asupra drepturilor și obligațiilor ce le revin în condițiile climatice existente. În condițiile depistării unor abateri de la legislația muncii în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost efectuate 25 de controle, din care finalizate 20, până în prezent fiind dispuse 11 măsuri. Au fost aplicate 4 avertizmente și 6 amenzi contravenționale, în suma de 25.000 de lei, iar o activitate ce constă în săpături de șanțuri a fost sistată. Totodată vă informăm că nerespectarea acestor obligații pe perioada de caniculă atrage sancțiuni contravenționale, care pot varia între 1.500 de lei și 2.500 de lei, a declarat Adrian Bozdog, inspectorul șef al ITM Hunedoara. De asemenea, s-au luat toate măsurile necesare în vedere informării angajatorilor și angajaților privind principalele obligații și drepturi ce le revin pe perioada în care temperaturile depășesc 37 de grade Celsius sau indicele temperatură umezeală este mai mare de 80 de unități și s-au efectuat verificări privind aplicarea corectă a prevederilor legale. Pentru desfășurarea în condiții optime a activității în perioada de caniculă, se prevede un set de reguli de securitate și sănătate în muncă în perioadele cu temperaturi extreme, astfel angajatorii sunt obligați să reducă intensitatea și ritmul activității fizice, să asigure ventilație la locurile de muncă, să alterneze efortul dinamic cu cel static, a perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locurile umbrite, cu curenții de aer, să asigure apă minerală între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat, dar și un echipament de protecție adecvat.